Bună dimineața! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi o să vă fac un dulce, se numește crostata și la sfârșitul acestui video o să anunț câștigătoarea concursului Valentine's Day și o să vă spun, aveți dreptate, o să vă spun la sfârșit cine este câștigătoarea. Haideți să începem să facem tortuleț. Hai să vedem ingredientele. 300 de grame de făină, 150 de grame de unt rece, nu moale, deci rece din frigider, 130 de grame de zahăr pudră, vedeți? 3 gălbenușuri de ou, o coajă de la o lămâie, dulceață făcută în casă de mama mea și nuci. În primul rând o să punem făina în mixer împreună cu untul. Ok, s-a făcut ca un nisip, așa? Adăugăm zahărul și oul. Și amestecăm până obținem o pastă omogenă, așa. Uitați, s-a făcut așa ca o pastă, o întindem aici și o mai frământăm un pic. Da, s-a făcut așa o pastă. O înfășurăm în peliculă din aia transparentă și o băgăm în frigider o jumătate de oră. Da? Și o băgăm în frigider. Deci am uns-o cu untul și acum voi un pic de făină. Un pic, nu prea tare. Să murdărească un pic și scoatem coca din frigider și acum trebuie să o întindem. Am vorbit cu Alexandra la telefon și mi-a spus că dulcele astea se numește tartă, deci nu e crostată, dar voi mă iertați pe mine că mai uit și eu așa câteodată. Și întindem. Pasta se putea întinde și cu mâinile, direct în tavă. Da, hai să facem treaba ca lume. Vedeți de ce se întinde în tavă? Cel mai frumos este să ceri ajutor dacă nu ești în stare. Și care mai ajutor mai mare ca mâinile lui mama? Dăm tava. Așa mi-am luat. Așa mă, că vezi, ai nevoie mereu de mămica ta în bucătărie. Dar fii mea ce spune, am nevoie de nouă în bucătărie, de mamaia. Păi, da, mă vezi. Și acum luăm o furculiță, adunăm toate astea că trebuie să facem pe deasupra. O furculiță, o găurincă să umflă. Și o găurim așa peste tot. Mama să fuțe pe scaun că n-are răbdare să mă vadă pe mine că fac de asta, s-ar scula ea să fac. Și acum, de ce e dulceața, mamă? De corcodușe. De corcodușe, auzi, stai ce e tot și minunății. A fiert-o de oră 3 ori. Da, e corcodușe de alea mari, nu-i de alea mici. No. Dusele a zis că să-i fac crustată cu dulceață de la masa mare. Bineînțeles, voi puteți să folosiți orice fel de dulceață dacă nu aveți pe aia de la mata mare. De la mamaia. De la masa mare. No. E bun și cu Nutella. Gata, mă, să-mi simțim crocant așa. Și acum o punem pe mama Eugenia să facă fâșiile alea pe deasupra, că e mai zveltă, mai repede ca mine. Ce
Și o băgăm la cuptor până cam cât, mă, o jumătate de oră? Sigură. Păi, lași. Și tarta e gata. Ia uite ce bunătate aici. Acesta a fost tortulețul, sper că v-a plăcut. Și acum să trecem la, să spun numele, la cine a câștigat. Au fost alese cele mai frumoase comentarii de dragoste. S-a făcut și o extragere și a câștigat fata pe care am ales-o eu. Este Crina Petrovici. Și a câștigat toate premiile. Comentariul tău a fost foarte frumos și le-a plăcut la toate fetele. Te rog să-mi trimiți adresa ta ca să putem să-ți trimitem premiile. Vă pup! Ța-ța, like!